Vedem imediat. Sunt Tudor Mușat, actualitatea începem chiar acum. E o controversă, vă spuneam, cu privire la campania de vaccinare, după ce liderii liberali s-au contrazis între ei. Astfel, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a spus că vaccinul ar putea fi contracost în viitorul apropiat. La scurt timp după această declarație, premierul Florin Câțu și-a contrazis șeful de partid. Noi organizăm vaccinare gratuită, practic. Statul român suportă toate costurile de vaccinare. E o situație excepțională, dar și aici aș spune că mai facem asta o perioadă de timp, până ajungem la un nivel de imunizare de grup, dar până la urmă se va merge pe mecanismul, de exemplu, de la vaccinarea pe gripă, da? În care numai persoanele vulnerabile vor fi vaccinate gratuit, celelalte categorii de cetățeni, până la urmă, vor trebui să vaccineze, că e răspunderea lor. Aici e vorba de sănătatea fiecăruia dintre noi. Adică persoanele ar putea să plătească pentru vaccinare? Într-un viitor, oarecare. Lămuririle au venit imediat de la premierul Florin Câțu, care a ținut să precizeze că vaccinul a rămas gratuit. Vreau să fac o clarificare, vaccinul gratuit trebuie să fie disponibil tuturor românilor, pentru că în România vaccinul rămâne, este gratuit și rămâne gratuit. Nu există nicio discuție la acest moment în guvernul României de a schimba lucrurile. Din contră, deja avem comenzi făcute pentru a continua campania de vaccinare și în toamnă, a continua campania de vaccinare și anul viitor, pentru că nu știm exact cum va evolua pandemia. Deci în România vaccinul rămâne, este gratuit. Nu este nicio discuție în guvern să schimbe aceste lucruri și rămâne gratuit în această perioadă. Premierul anunță schimbarea strategiei în ceea ce privește campania de imunizare a populației. Câțu spune că urmează ca autoritățile să pună accentul pe maratoanele de vaccinare. De asemenea, prim-ministrul le-a cerut prefecților mai multă implicare și a spus că își dorește să aducă vaccinul mai aproape de cetățeni, în special în mediul rural. Va trebui să depunem și mai mult efort pentru a impulsiona campania de vaccinare. Avem rezultate bune în ceea ce privește pandemia. Asta înseamnă că a funcționat campania de vaccinare. Dar este clar că vreau să ne asigurăm că reducem la minim șansele unui al patrulea val. Urmează, vreau să ne asigurăm că românii sunt vaccinați, ca să nu avem probleme cu alte tulpini. Trebuie să schimbăm puțin strategia și să învățăm din ce a mers bine până în aceste zile. Florin Câțu a adăugat că lucrurile în privința imunizării contra SARS-CoV-2 au mers bine în contextul organizării de maratoane dedicate. Este clar că e nevoie de astfel de acțiuni în fiecare oraș din țară, în fiecare municipiu, reședință de județ, să avem astfel de maratoane, pentru că se pare că acolo avem cel mai mare succes în ceea ce privește campania de vaccinare în aceste momente. Premierul a pus accentul și pe găsirea soluțiilor pentru a aduce vaccinul cât mai aproape de cetățeni, în special în mediul rural. Avem rezultate bune dacă ne uităm la orașe sau la zonele urbane. Dar dacă ne uităm la zona rurală, rezultatele nu sunt la fel de bune. Și aici avem nevoie de soluții și la dumneavoastră, și domnul Gărghiță, o să vină câteva propuneri, ca să putem să aducem vaccinul cât mai aproape de oameni. Președintele PNL, Ludovic Orban, anunță că punctul de pensie va crește după ce se vor termina procedurile de recalculare, indexare și corelare a documentelor înscrise la diferite instituții. Liderul liberal susține că reforma pensiilor se va încheia până la sfârșitul acestui an. Deocamdată se lucrează la reforma pensiilor. Obiectivul principal al reformei pensiilor este acela de a elimina inechitățile. Unul dintre principalele obiective pe care le avem prin reforma pensiilor este să facem dreptate pentru pensionari și la contribuție egală, la condiții de vechime, de contribuție similare, pensia trebuie să fie similară. Evident. Este vorba și de un mecanism de indexare pe care îl cunoașteți din punctul nostru de vedere, care îți cuprinde pe de o parte acoperirea în proporție de 100% a ratei inflației și de asemenea participarea la creșterea economică prin
creșterea punctului de pensii cu 1% din creșterea salariului mediu brut. Orban a vorbit și despre digitalizarea sistemului de pensii. Încercăm să introducem pe digital toate dosarele de pensii. De asemenea, să asigurăm corespondența dintre bazele de date. Când va crește punctul de pensie următoarea dată? Dați-mi voie să nu vă dau răspunsul la această întrebare până nu se finalizează activitatea, munca Ministerului Muncii și a echipelor din coaliție care lucrează la această reformă. Președintele Camerei Deputaților a abordat și subiectul alocațiilor. Majoritatea acestei coaliții a hotărât o formă la Senat prin care creșterea alocațiilor s-a făcut numai de la 1 ianuarie. Azi fiind cinstit, nu există resurse să ne mai permitem încă o creștere a alocației în cursul acestui an, dacă vrem să putem să creștem și la anul. Și ca atare, noi susținem formula de creștere a alocațiilor care s-a făcut la 1 ianuarie, să nu se mai facă de la 1 iunie și să se facă de la anul. Deși nu a văzut varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență, PSD știe deja că va depune moțiune de cenzură imediat ce documentul va fi prezentat Parlamentului. Socialdemocrații acuză guvernarea de antireforme și măsuri de austeritate. Avem trei întrebări la care căutăm răspuns. Dacă este adevărat că intenționează să înghețe salariile, pensiile, să crească vârsta de pensionare și să interzică pensionarea anticipată. Aceasta este o antireformă. Dacă este adevărat că se dorește creșterea taxelor și impozitelor, cu astfel de antireforme, austeritatea bate la ușa României. O altă chestiune care îi preocupă pe socialdemocrați este legată de repartizarea fondurilor din PNRR, despre care PSD susține că ar urma să fie distribuite după criterii politice. Prin urmare, socialdemocrații au anunțat că mai mulți experți vor merge să poarte din nou discuții cu specialiștii guvernului despre PNRR. Și chiar dacă discuțiile vor merge bine, socialdemocrații tot nu vor renunța la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu. Moțiunea de cenzură va fi depusă în această sesiune, așa cum a declarat președintele Marcel Ciolacu, va fi după ce PNRR-ul va fi prezentat în Parlament. Chiar dacă discuțiile vor merge bine. Moțiunea de cenzură are suficiente motive de a fi depusă și cu PNRR și fără PNRR. Nu e nimic secret în legătură cu Planul Național de Redresare și Reziliență. Pur și simplu, încă nu a fost prezentat oficialilor de la Bruxelles. Precizarea a venit din partea liderului PNL, Ludovic Orban. Aici ar trebui să vă răspundă domnul ministru Ghinea. În general, PNRR-ul și mai ales negocierile purtate între Comisie și guvernele țărilor Uniunii Europene nu au fost, ce spun, prezentate pe lat. Sigur că noi am prezentat toate elementele importante ale PNRR-ului. Sunt, în schimb, chestiuni care se negociază în Comisia Europeană, pe care și alte state nu le-au prezentat. Cu puțin timp în urmă, președintele Klaus Iohannis a spus că deturnarea avionului Ryanair în Belarus reprezintă o situație nemai întâlnită. Cum știți, liderii Uniunii Europene au subiectul pe agenda discuțiilor Consiliului European. Avem, din păcate, situația avionului deturnat în Belarusia, ceva nemai întâlnit, și este clar că trebuie să discutăm și să discutăm despre sancțiuni, despre investigații. Vor fi discuții destul de complicate. Da, șefii de stat și de guvern din țările membre ale Uniunii Europene care se reunesc la Bruxelles discută despre sancțiuni împotriva Belarusului după ce regimul de la Minsk a deturnat un avion în care se afla un lider al opoziției. Deja au criticat în termeni duri gestul regimului condus de Alexandru Lukashenko. Liderii europeni amenință că vor limita traficul aerian deasupra Belarusului și iau în calcul și restricționarea transportului terestru. Unele companii aeriene au început deja să ocolească spațiul aerian al Belarusului. Președintele Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că ceea ce au făcut autoritățile belaruse este inacceptabil și că regimul Lukashenko trebuie sancționat. Comportamentul scandalos și ilegal al regimului din Belarus va avea consecințe.
Cei responsabili pentru deturnarea zborului Ryanair trebuie să fie sancționați. Jurnalistul Roman Protasevici trebuie eliberat de urgență. Consiliul European va discuta acțiunile care trebuie luate. Statele Unite s-au alăturat liderilor Uniunii Europene și condamnă ferm deturnarea avionului. Secretarul de stat Antony Blinken a cerut eliberarea imediată a jurnalistului belarus Roman Protasevici. Condamnăm ferm actul descumpănit și șocant al regimului Lukashenko de a devia un zbor comercial și a aresta un jurnalist. Cerem o investigație internațională și ne coordonăm cu partenerii noștri pentru următorii pași. Statele Unite sunt alături de poporul din Belarus. Pasagerii care au fost în zborul deturnat au povestit momentele trăite în aeronavă. Oamenii au fost obligați să aștepte 8 ore pentru a ajunge la destinație. 5 minutes before arriving to Vilnius. Captain of the flight said we have to land emergency land because potential bomb alert. They took the journalist out from the plane and then they started disembarking the passengers. Then we go out the plane. They have some dogs. For sure, it was true. The dog was more here to cover their excuse. Iulian Fota, președintele Institutului Diplomatic Român și expertul în securitate Harry Bucur-Marcu, în legătură cu noi. Domnilor, bună seara, vă mulțumesc foarte mult. Iulian Fota, ce așteptăm de la acest Consiliu European, de fapt, în raport cu Belarus? Cea mai dură reacție de până acum împotriva președintului actual al Belarusului, împotriva dictatorului Lukashenko. Este un gest fără precedent, este o sfidare gravă la adresa regulile de bun simț și la adresa Uniunii Europene. Și eu cred că de data asta Uniunea Europeană trebuie să abordeze chestiunea Belarusului mult mai tranșat, împreună cu partenerii americani, pentru că efectiv am intrat într-o nouă etapă. Deci este ceva de neînchipuit doar acum 2-3 ani de zile ca un avion care efectiv zboară respectând regulile internaționale să fie deturnat în, de maniera asta prin amenințarea sau în baza amenințării cu folosirea forței. Acum pe seară, ca o paranteză, a apărut un element care evident că trebuie verificat, dar se pare că din sursele poziției din Belarus, pilotul a fost amenințat cu doborârea avionului către controlorii de zbor, tocmai ca să-l forțeze să aterizeze pe aeroportul din Minsk. Evident se va face o anchetă aici, așteptăm în continuare o serie întreagă de informații. Dar ce avem până acum este suficient ca, pe de o parte, să ne irite la maximum și, pe de altă parte, să genereze o atitudine fermă, tranșantă. Nu se poate ca un dictator care și așa și-a luat prizonieră propria țară și face ce vrea cu ea, să facă ce vrea și cu cetățenii noștri, să pună în pericol siguranța cetățenilor noștri, să deturneze avioanele pe făcut sau plac. Deci este un moment foarte complicat pentru Occident, mult peste ceea ce înțelegem în acest moment. Eu sper că Occidentul se va ridica la înălțimea acestei provocări. Domnule Bucur, dacă ne uităm la reacția NATO, care spune că e un incident serios și periculos, necesită anchetă internațională, dacă ne referim la aceste aprecieri repetate ale liderilor europeni care spun că e un act de piraterie aeriană, ce se poate face în planul măsurilor de securitate sau cum schimbă asta paradigma zborurilor? Ce s-a întâmplat aici a fost un pretext, de fapt, că ar exista o bombă la bord. Ca urmare, avionul comercial a fost escortat de unul militar și obligat, cum spunea și domnul Fota, să aterizeze la Minsk în loc de Vilnius, ca să poată fi extras și arestat dizidentul belarus. No, deci, hai să luăm așa, sunt mai multe lucruri de discutat. Siguranța zborului. Deci, prin deturnarea avionului, siguranța zborului a fost afectată grav. Și era responsabilitatea statului care era survolat, statului belarus, să asigure securitatea zborului și nu să pună în pericol aeronava și pasagerii, așa cum a făcut prin prezența unui avion de interceptare. Deci asta este prima problemă și aici nu e prea mult de anchetat, adică nu aveau ce să facă și eventual ancheta ar putea să ducă la cine persoanele vinovate și care să fie trecute pe lista aceasta de sancțiuni internaționale. Dar în același timp există și o jurisdicție care nu are componentă militară, o jurisdicție în care cei afectați ar trebui să se adreseze și să ceară compensații din partea statului belarus. Bun, asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, acțiunea ca atare trebuie să se ia niște măsuri pentru ca niciodată să nu se mai întâmple.
Adică nici cu Belarus, nici cu alt stat cu dictatori sau de alții cu regimuri autoritare să nu poată să intervină discreționar asupra unei aeronave care își îndeplinește toate obligațiile de a putea survola teritoriul țării respective. Deci asta este foarte important pentru lideri ca să se întâlnească și să discute că într-adevăr vor trebui aduse modificări la legislație, așa cum s-au întâmplat de-a lungul vremii, că nu e o chestie. Adică tot timpul au fost inovații în acestea din partea teroriștilor care se urcau cu arme la bord, formă că n-au mai putut să urce cu arme, după s-au luat măsuri, au ajuns cu catere în 2001 în America să amenințe echipajele, până s-au luat alte măsuri de protecție a echipajului aeronavei și așa mai departe. În sistemul acesta urmează să se ia și alte măsuri pentru a fi sigur că nimeni nu poate să amenințe o aeronavă internațională care are autorizație să survoleze statul respectiv și care nu trebuie deturnată de la zbor. Vă dați seama că deturnarea aceasta nu mai că a fost amenințarea cu un avion de interceptare, dar ăla nu s-ar fi apropiat de aeronavă dacă nu ar fi avut autorizația să o doboare, dacă ea nu respecta instrucțiunile primite de la sol. Asta pe de-o parte, dar întotdeauna într-o asemenea procedură de deturnare nu ești niciodată sigur dacă piloții înțeleg exact instrucțiunile, piloții cei aeronave deturnate, dacă înțeleg instrucțiunile, dacă sunt familiarizați cu aterizarea pe aeroportul respectiv și multe alte probleme care sunt de siguranță zborului și care au fost grav afectate în situația de afară. Acum, domnule Fota, văd că liderii europeni promit cu toții un răspuns foarte puternic la ceea ce s-a întâmplat. Cât de puternic poate fi acest răspuns ca să-l intereseze pe Lukashenko, care, am văzut, s-a sinchisit prea puțin de reacțiile din ultimele luni și la protestele care au fost acolo și la condamnarea arestărilor și represiunii protestelor? Ce ar trebui să se întâmple, de fapt, de data asta? Bun. Este clar că președintele Belarus este sub protecția Rusiei. Din punctul ăsta de vedere, nu ne putem aștepta la ceva spectaculos pe termen scurt, poate nici măcar pe termen mediu. Dar pe de altă parte, asta nu poate fi folosită ca și scuză în vederea, repet, adoptării celei mai dure atitudini, ce foarte necesară în acest moment. Și o atitudine dură poate să însemne de la sancțiuni impuse Belarusului vis-a-vis de regimul traficului aerian, și am văzut voci foarte serioase care cer inclusiv suspendarea sau excluderea Belarusului din organizații internaționale care reglementează sporurile avionilor civile, până la o serie întreagă de sancțiuni economice și mai dure decât cele ce deja au fost decise împotriva Belarusului în ultimile luni. Și s-a văzut cel puțin în relația cu Rusia, când Rusia a apelat la astfel de metode, că fece unul aspect pe care trebuie să-l precizăm. Deci după operațiuni de intelligence rusești pe teritoriul european, vedem acum că și Belarusul se prestează la așa ceva. Pentru că acțiunea asta poate fi încadrată și în regimul acțiunilor hibride. Deci avem un amestec de acțiuni de inteligență, de operațiuni militare, folosirea MiG-ului 29. Această operațiune poate fi încadrată și în categoria războiului politic. Pentru că aici nu e vorba numai de arestarea oposantului respectiv. Da. Aici este vorba și de răspunsul pe care Belarusul dă Occidentului în efortul ăsta occidental legitim, necesar, de a susține opoziția democratică din Belarus. Deci sfidarea la adresa Occidentului e pe mai multe planuri. Și pe planuri concrete, tehnice, operaționale, dar este o sfidare per ansamblu, pe plan moral și pe plan strategic. Și de-aia răspunsul trebuie să fie pe măsură. Chiar dacă Rusia va apăra în continuare Belarusul, pentru că am văzut deja dinspre Moscova pe niște semnale care își propun să bagatelizeze, să minimalizeze incidentul. Occidentul trebuie să fie fer și inclusiv Moscova trebuie făcută responsabilă pentru comportamentul ăsta lui Lukashenko. Da, ni se alătură și expertul în aviație, Sorin Stoicescu. Bună seara, domnule Stoicescu. Aveau piloții o altă opțiune decât să aterizeze la Minsk? Adică putem să presupunem că și-ar fi putut continua drumul până la Vilnius, că acel avion militar ar fi doborât un avion comercial plin de pasageri? Deci vreau să vă spun, să vă fac niște precizări. În primul rând, în conformitate cu prevederile Convenției de la Chicago,
Hogot din 1945 privind aviația civilă internațională, reglementarea globală după care se conduce aviația civilă internațională, statele sunt suverane în spațiul lor aerian. Pe de altă parte, în această convenție, statelor le revin anumite obligații în spațiul lor aerian și există un articol 3 bis în care se spune că nu este interzisă deschiderea focului asupra aeronavelor civile. Pe de altă parte, după 9-11, deci după 9 septembrie 2001, atentatele din Statele Unite, da, la acest articol s-a adăugat totuși posibilitatea ca în situația în care un stat este amenințată siguranța și securitatea lui, poate ca de la cel mai înalt nivel să ordone atacarea aeronavei civile care ar face așa ceva. Lăsând asta la o parte, de această dată am avut de-a face cu o aeronavă care survola teritoriul unui stat. Statul respectiv a declarat că a primit o amenințare cu bomba, fapt pentru care a pus în aplicare procedurile care se aplică de regulă în asemenea situații. Deci, prin controlul de trafic, echipajul a fost informat, i s-au dat instrucțiuni ce să facă la bordul aeronavei și i-a fost indicat ceea ce are și echipajul în manualul de zbor, să aterizeze pe primul aeroport, care probabil de data asta era Minsk. În această situație, pe aeroport trebuie deplasate forțe de salvare, pompieri, ambulanțe, alte și alte mijloace. Se face un pat de spumă ca să, dacă totuși s-ar putea întâmpla să fie un incendiu, și se aterizează în regim de urgență aeronava. Se debarcă pasagerii, se debarcă bagajele de mână și de cală, se controlează aeronava, dacă există bombă, se controlează bagajele, pasagerii, după care se face o reconciliere a pasagerilor cu bagajele, se îmbarcă și și aeronava își continuă zborul. Noi am rezolvat multe situații de genul ăsta în țară la noi, dar vreau să vă spun acum ce cred că s-a întâmplat acolo. 30 de secunde, vă rog, domnule Sergiu. Da, apare un element în plus, aeronava ridicată ca să urmărească acest avion. Al doilea element care apare este faptul că unii pasageri au rămas pe loc. Exact. Dar esența în această situație este aceea că o comisie, de fapt Global Aviation Revival Task Force, adică acel organism al Organizației Internaționale Aviației Civile, să înceapă să facă anchetă. Nu mai avem timp, păcate. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru explicații. Ne întoarcem cu Ministrul Energiei. Rămâneți cu noi.